Bună copii, vă spun un bun venit la colțul cu povești! Zile fericite! Emi s-a împrietenit cu o fetiță care călătorea cu același vapor. Era un pic mai mică decât Emi și nu așa înaltă pentru vârsta ei. Când se jucau, ea obosea foarte repede, așa că se uitau mai mult pe cărți și jucau jocuri liniștite. Emi s-a întristat foarte mult când a auzit că părinții ei spuseseră că fetița nu va trăi foarte mult. Probabil de aceea părinții ei par așa de triști când se uită la ea, zise Emi. Înainte de a merge la culcare în acea seară, Emi s-a gândit ce să facă să o ajute pe fetiță să fie fericită. Ziua următoare, Emi și-a luat micul scaun balansoar și l-a dus acolo unde era fetița și părinții ei. Ce-ar fi să stai pe scaunul meu? A zis Emi. O, ce comod e! Îi răspunse aceasta, după ce se așeză și se balansa încet. Și părinții ei se bucurau, iar Amy era încântată că găsise o modalitate să o ajute pe prietena ei să se simtă mai bine. În câteva zile, vasul lor enorm ajunse pe superba insulă Ceylon. Aveau să stea acolo 9 zile, după care să se îmbarce pe alt vas care să îi ducă în Anglia. Când Amy și familia ei au coborât de pe vapor, bagajele le-au fost duse la centrul misionar de pe acea insulă. Într-o zi, ei au vizitat școala misiunii. Multe fete confecționau niște batiste de damă foarte frumoase. Știi, pe atunci nu se inventaseră șervețelele de hârtie, așa că toată lumea folosea batiste. Ce se întâmplă cu toate aceste batiste? A vrut Amy să știe. Misionarii au spus că școala lor se construise datorită darurilor de la școala de sabat din sabatul al 13-lea. Elevii confecționau diferite obiecte. Acestea erau vândute și cu banii obținuți, ei își puteau achita taxele. Imediat, mama a spus că s-ar bucura foarte mult să cumpere toate batistele pe care le aveau făcute și să le vândă când va ajunge în America. Apoi, avea să trimite banii la școală. Misionarii și elevii au fost încântați, iar mami s-a ținut de cuvânt. Cele 9 zile din Ceylon s-au scurs repede. În scurt timp, Amy și părinții ei își cărau din nou bagajele pe cel mai mare vas pe care îl văzuseră vreodată și se instalau într-o cabină foarte drăguță. Prietena mea micuță ieși ea pe vas, le zise Amy părinților ei, care s-au bucurat foarte mult auzind acest lucru. Într-o dimineață, tati le spuse că mai erau câteva zile și avea să navigheze prin Marea Roșie. Amy abia aștepta. Știa povestirea biblică despre israeliții care au traversat Marea Roșie pe cărarea uscată făcută de Dumnezeu prin mijlocul mării. Curând avea să treacă tocmai pe acolo. Ce interesant! Ce s-a întâmplat în continuare? Vom afla săptămâna viitoare. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!